Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu-Severin au depistat 10 cetățeni străini care au încercat să intre în țara noastră din Serbia, traversând fluviul Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile. Noaptea trecută, în jurul orei 1:30, polițiștii de frontieră au declanșat o acțiune specifică pe linia prevenirii migrației ilegale în zona de competență. Astfel, aceștia au identificat la malul românesc al Dunării, în zona plajei din Drobeta Turnu-Severin, 10 cetățeni străini, printre care un copil mic. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu-Severin au declanșat o acțiune specifică pe linia migrației ilegale în zona de competență. Astfel, colegii noștri au identificat la malul românesc al Dunării, în zona plajei, din Drobeta Turnu-Severin, 10 cetățeni străini, printre care un copil. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. În urma primelor verificări efectuate, s-a stabilit că cei în cauză sunt cetățeni afgani, 9 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 28 de ani, precum și un copil de 1 an, care era însoțit de părinții adulți. La verificări, adulții au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei și au trecut frontiera în România cu o embarcațiune gonflabilă cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. În urma primelor verificări efectuate, s-a stabilit că cei în cauză sunt cetățeni afgani, 9 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 28 de ani, precum și un copil în vârstă de 1 an care era însoțit de părinții lui.